Lacrimea mare în rândul candidaților la examenul de maturitate. Din 3610 elevi care au susținut examenul de bacalaureat, doar 1562 au promovat. Mai bine de jumătate, peste 2031 de absolvenți, nu au reușit să obțină media generală necesară promovării examenului. Foarte rele, 2,40 la matematică, 6 la română și 5 la biologie. 200 trebuie. O să depun o contestație, da. Ghinion. Eu am crezut că m-am descurcat mai la toate, dar cred că la român. Sute de contestații au fost depuse la centrele de examinare. Tezele candidaților vasluieni vor fi corectate la Galați. Cred că sunt destule șanse să iau note mai mare, mai mică nu am cum să iau. Și sper să fie bine. Păi, la istorie majoritatea sunt mici, deci probabil au fost din comisie sau nu știu exact. Nu. Adică, cel puțin eu am picat pe subiect și am făcut totul. Asta nu mi-explic nici eu, tocmai de asta am și depus contestații. Eu consider că am scris, însă mi se pare că mi-a scăzut cam mult. Am greșit la punctul al treilea, însă la primele două nu cred să fi greșit așa de mult și ca să-mi scadă chiar așa. Cel mai mare procent de promovabilitate, 97,59%, a fost obținut de Colegiul Roșca Codreanu din Bârlad. La polul opus se află tot o unitate școlară din Bârlad, Grupul Școlar Industrial Petru Rareș, cu 5,41%. Județul se situează undeva la mijlocul clasamentului cu un procent de 43%, care reflectă exact nivelul acestei generații. Cel puțin asta este părerea șefilor de la Inspectoratul Școlar Județean. Este unul real. Aceasta este starea învățământului vasluian la ora actuală, 43,27%, însemnând de fapt un procent foarte aproape de cel pe țară, care este de 44,47%. E un procent, spunem noi, care ne-ar putea îngrijora, dar pe de altă parte arată corectitudinea cu care acest examen s-a desfășurat. Elevii au manifestat mult dezinteres în pregătirea examenului de bacalaureat. Aici văd cauza principală a eșecului la examenul acesta. Examen al maturității și obișnuința că las că merge și așa. La nivelul municipiului Vaslui, Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu se situează în fruntea clasamentului cu un procent de promovabilitate de 92,57%. Este urmat de Colegiul Anghel Rugină cu 68,47% și Liceul cu program sportiv cu 62,96%. În clasament pe locul 4 este Liceul Emil Racoviță cu 58,11%. Pe locul 5, cu un procent surprinzător de mic, 33,55%, dar care a dat cea mai mare notă din județ la examenul de bacalaureat, pe locul 5 se află Grupul Școlar Ștefan Procopiu și în coada clasamentului Grupul Școlar Ion Mincu cu 22,07%.